E un subiect actual acum legat de asta. La noi a venit Sfântul Andrei. Da, Sfântul Andrei care a am creștinat, avut da. norocul. Sfântul Andrei a Și creștinat, în da. Dobrogea, acolo ne-a creștinat. În Ok. Dobrogea, corect. Numai că, numai că, în acest moment, în spațiu public, este acest mult disputată și sper să fie disputată, o să văd și caut domnul Pană, vreau să fac un interviu cu dumneavoastră pe chestia asta, să văd și opoziția noastră. E vorba de refacerea Mitropoliei Tomiscare, arată că noi suntem de 2000 de ani acolo creștini. Păi nu vrea tot Patriarhia, nu Nu vrea vrea tot patriarhul, Băsescu, nu da? vrea Nu vrea patriarhul, pentru tot că e vorba de Daniel, ce. nu vrea Hai un domnul pic, Bănescu, nu vrea domnul nu, Bănescu ca da, și reprezentantul mai mult, globaliștilor. nu vrea conducerea Patriarhiei, pentru că e vorba de Mitropolia Tomis, unde este Teodosie, și nu uită că Teodosie a lăsat bisericile deschise când neoprogresiștii vreau să le închidă. În pandemie simțea că continua Au acea fost chestiune atacuri prin. multiple asupra De asta nu se vrea. patriarhului Deci a devenit de o chestie Constanța, domnului Teodosie. sacrifică. Au fost Păi atacuri domnule, multiple, sacrifică. dar uitați-vă că Dumnezeu a vrut să reziste, pentru că omul ăsta a venit și a transmis ceea ce trebuia Dar ce în zone de criză și în perioade de criză. Episcopul Teodosie, da, într-adevăr, da. A fost cel și este cel mai iubit ierarh, deci din 2020, de când a fost singurul care s-a opus restricțiilor din pandemie, da. Aia a fost, aia a fost. Acum este proiectul acesta, refacerea Mitropoliei Tomis. S-au adus da. Toate documentele care arată că la Nicea, peste 2 ani, sărbătorim 1700, toată planeta, 1700 de ani de la Nicea, unde s-au adunat mitropoliții din, de pe tot pământul. Acolo, documentele arată că a existat mitropolitul pe Tomis. Mitropolitul, da. Mitropolitul. Dacă noi existam acum 1700 de ani, e una dintre marile dovezi de existența a poporului nostru. 1700 de ani noi aveam mitropolit. Și să vă spun, Dobrogea, după cum știți, este teritoriul care este și la noi și la bulgari. Bulgarii au făcut deja două mitropolii în Dobrogea lor. Două mitropolii. Ori noi, dacă ne ambiționăm, că vrea Bănescu și, cu, și chiar și din păcate Patriarhul Bisericii Ortodoxe să nu facă mitropolia acolo, că e Teodosie, noi la un moment dat o să va trebui să recunoaștem că, de fapt, Sfântul Andrei i-a creștinat doar pe bulgari, că teritoriul ăla chipul ar fi al lor. Adică, domnule, dacă mergem și la chestia asta, încât un proiect care trebuie să fie proiectul național în următoarea perioadă, refacerea Mitropoliei Tomis, Mitropolia de la Curtea de Argeș, care se consideră că e prima mitropolie românească, s-a înființat că a fost mutată cea de la Tomis aici. Adică, domnule, și cu lucrurile fundamentale ne jucăm și cu astea și tot observăm că e aceeași. Tot neomarxismul, tot ăștia intervin, pentru că ideea este, cum spunea și domnul Pană, noi să nu ai nici simbolul ăsta al existenței creștine pe pământul ăsta de acum 2000 de ani. Și dacă se poate de la 1918, cum spune Boia în cartea lui de la Pomaniță, a scăpat poporul român și România modernă, asta și toată România, începe la 1918. Vă dați seama, terminăm cu Eminescu, terminăm cu Mihai Viteazu, terminăm cu Ștefan cel Mare, cu orice. Deci e un proiect. Dacă nu înțelegem enormitatea lui, o să ne trezim în el și abia atunci vom fi obligați să da. Domnul Coarnă, care e poziția dumneavoastră vis-a-vis de reactivarea Mitropoliei Tomisului? Pentru. Refacere. Am răspuns simplu ca la vot, sunt pentru. Sunt pentru și aici putem discuta cum vreți, din care perspectivă. Dar de ce credeți că nu vrea Patriarhul Daniel și purtătorul de cuvânt? Pe aici o discuție personală mai mult decât da. De Patriarh și Teodosie, da, dar Victor Bănescu are altă, Patriarh Bănescu are planul lui, el e pus domnul acolo. Domnul Bănescu, în opinia mea, nu are ce să caute în această zonă, pentru că domnul Bănescu, așa cât mă pricep eu, este introdus aici și are scopuri altele decât bisericii ortodoxe române. Eu nu văd în domnul Bănescu un om care vrea binele Bisericii Ortodoxe Române. Poate greșesc eu, dar eu nu văd ca nu omul ăsta să dorească binele nu Bisericii Ortodoxe. Nu greșesc deloc, domnul Carnă, pentru că el a fost, cum să zic, era, mai întâi era pe la dilemă scria pe acolo și scria împotriva Bisericii Unirii. Da? Dacă vreau să vă reamintesc că însuși Patriarhul Daniel a fost numit ca viitor patriarh de către grupul de reflexie pentru noirea bisericii, care a avut loc în zilele de 8-9 ianuarie 1990, când erau cadavre pe stradă, în casa lui Pleșu, o spune
cu subiectul predicat, Valeriu Anania, da, Bartolomeu Anania, cunoscut mitropolit al Clujului, el are cartea lui de memorii în care povestește exact episodul ăsta, în care acolo s-a stabilit că trebuie schimbat Teoptist la vremea aceea și în locul lui numit Daniel Ciobotea. E, această chestiune s-a făcut cu multe încălcări ale canoanelor, am scris despre asta de multe ori, știu foarte bine subiectul, și peste 20 de ani, când a murit prefericirea sa Teoptist, doamne, s-a împlinit planul din 1990. Să fim serioși, înțelegeți că acolo s-a lucrat vârtos și se lucrează vârtos, chiar dacă ei se aștepte 20 de ani. Asta s-a întâmplat. Și ne-am trezit dintr-o dată, când fostul purtător de cuvânt al bisericii, care era un teolog, un călugăr, a fost înlocuit cu Vasile Bănescu. Nimeni n-a avut nimic de zis. Omul ăsta nu are legătură cu biserica, nu e preot, nu e călugăr, nu e nimic. Pentru prima oară în istoria Beoreului avem un asemenea caz. Înainte era un preot care discuta cu patriarhul și spunea în spațiu public un punct de vedere. Acum nu. Acum vine Vasile Bănescu cu un punct de vedere și toată țara vorbește despre punctul de vedere ca și cum ar fi al patriarhului, deși este doar al lui. De asta vă spun că acolo deja conducerea Beorei e deja încercuită de oamenii care nu mai bine le biserică.